Prioritatea zero a administrației publice locale din comuna Hunedoreană Beriu este refacerea unor drumuri afectate de lucrările de introducere a rețelelor de apă și canalizare pe o porțiune nu foarte mare, fiind vorba despre ceva mai mult de 5 km. În acest sens, edilii din Beriu au depus un proiect pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny și care, dacă va primi finanțare, ar face ca peste 90% din drumurile din comuna Beriu să fie asfaltate. Eu am depus doar pe infrastructură rutieră, pentru că, v-am spus, apă, canalizare, iluminat avem în comună, ceea ce mai lipsește sunt străzi care în momentul de față au apă, canalizare, nu sunt asfaltate și asta este principalul meu obiectiv, cel puțin până la finele mandatului, să reușesc să asfaltez toate străzile care au mai rămas neasfaltate în sate. Mai aveți multe? Nu sunt foarte multe, undeva la 5 km, 6 km ar mai fi asta și prins într-un proiect care este proiectul cu prioritatea zero. Dacă reușesc să prind acest proiect și să finalizez lucrările, pot să spun că avem o comună care e asfaltată 90% în ce privește satele. Valoarea proiectului depus pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny este de peste 7,5 milioane de lei, celelalte drumuri din comună fiind asfaltate anterior pe fonduri europene. Administrația din Beriu speră să primească finanțare atât pe Anghel Saligny, dar și pe celelalte proiecte pentru asfaltări de drumuri, acestea urmând să facă legătura între satele componente ale comunei Beriu. Primarul din comună, Emil Băc, este optimist, sperând ca toate acestea să fie finalizate până în 2024. Am reușit să prind un proiect pe fonduri europene și cu proiectul ăsta mi-am rezolvat cam mare parte din străzi. Mai am un drum comunal care scurtează distanța între două sate undeva peste 10 km dacă reușim să-l asfaltăm, are lungime 2 km peste un deal. Mai un pod și o regularizare de un pârâu și restul sunt acele drumuri tot de interes public local, legătura între sate, care la fel dacă ar fi asfaltate, clar că ar scurta distanțele, oamenii n-ar trebui să vină. Acum clar că cine are mașină caută tot asfaltul, dar făcând și aceste drumuri scurtăm practic distanțele între sate. Prioritatea zero ar fi acest proiect de vreo 76 de miliarde, 7 milioane 600, care reprezintă asfaltare la toate străduțile care au rămas neasfaltate. Ăsta mi-l doresc în primul rând. Dacă primesc și pentru celelalte, ar fi super ok. Comuna Beriu are în componență 8 sate întinse pe o suprafață de aproape 185 de km pătrați. Este una dintre localitățile rurale mari din județul Hunedoara, aici trăind peste 3.000 de oameni.